Tinerii conservatori propun o inițiativă legislativă care să permită persoanelor cu rezultate excelente să candideze pentru funcții publice, începând cu vârsta de 18 ani. Subiectul a fost discutat la Eforie Nord, unde a avut loc școala politică de vară a tinerilor conservatori din România. Considerăm că se impune o inițiativă legislativă prin care să se permită tinerilor cu rezultate foarte bune, cel puțin în învățământ și în viața socială, să ocupe funcții publice începând cu vârsta de 18 ani. Și pentru a se da posibilitatea ca în timp să se trăiază din acești tineri, iar spuma acestora să fie prezentă în lumea politică mult mai intens. Totodată, conservatorii sibieni salută decizia prin care spitalele au fost preluate de Consiliul Județean. Cu toate că, din nefericire, nu face decât să încarce volumul de cheltuieli al Consiliului Județean, pe de altă parte, este un lucru benefic și un lucru care nu a fost până în acest moment prezent. Spitalul Județean și conducerea va avea un partener de dialog. Pentru că, în fapt, Ministerul Sănătății era departe de Sibiu și nu exista o relație coerentă și o relație productivă între unitățile din țară și, practic, cei care administrau dezvoltarea și dotarea acestor unități spitalicești.